Shooting base. Unde? Și pe aici am venit. Da, cred că e restaurant. Aici vom lua și micul dejun? Da. Vreau neapărat sacul ăsta. Da, de ce mai bai? Să prind fluturi. Dress downtown. Aici sunt fluturașii mei. Uite sala aici. Venim mâine. Bum, caloric! Ce e aici? Holy! Că n-au caras degeaba, mă, nene. Ce să stăm? Am venit la cantină. La cantină la Nikita Stănescu, unde mâncam eu când eram mai micuț așa. Mai micuț și fugi de acasă. Nu știu ce alege tu de aici. Eu am ales deja raspberry pistachio. Și că na, arată diferit așa deosebit. Tiramisu. Multe chestii deosebite și asta de mijloc arată bine. Dacă vrei ție, îți iau furnica asta. Furnica de aur. Da, mai țineți minte cerbul de aur? Vă iau furnica de aur. Nu e rău, cel puțin vă iau ceva. Sunt
luăm și un ceai la cantină aici. Mă scuzați, e liber aici? La cantină lângă dumneavoastră? Mulțumesc! Detalii. Da, uite, nu mai am văzut nici lumânări. Da, unul dintre puținele momente când zâmbesc la prăjituri. În fața prăjiturilor zâmbesc. Ai dreptate. Da, ce să mă mai fac cu viața mea? Asta înseamnă să-ți vină... Stai să facem puțin loc, domnului. O, aleu, câte astea mâncați. Deci prăjitura ta în mijloc? Ia, please. Thank you so much. Asta e bine, că e ok. Deci pentru două cești, un ceainic și două prăjituri, ne-am întins pe 40 de metri pătrați. Ce vreau să vă spun? Am crezut că ne aduce prelată. Nu. Curculiță, cuțit, da? Sterilizate, corespunzător. Da? Asta înseamnă să ții cont de niște reguli în pandemie. Total altceva. Niște fraieri coclițe ăștia. Ai de capul nostru. Tu poți să lași lingurița aici, dar mie mi se pare de aur și lingurița o să o iau în cameră. Aia e. Suntem români și asta ne ocupă tot timpul. Sau asta să bunim. Diferența e că noi glumim, alții nu. Deci, raspberry pistachio cake, nu? Vezi ușor cu foița aia de aur, aoleu. Dă-o un pic la o parte, o șterg cu șervețelul și o bag în portofel frumos. Da? Portofel completat de la domnul la care a trecut la un moment dat pe lângă noi. Da, pe lângă. Dar eu de ce n-am foiță de aolea? Ești prețios. Nu sunt prețios. Mulțumesc. Azi că te ții minte. Așa o zis ăștia. Mulțumesc. Morning.
Thank you so much. Have you been assisted with the coffee order? No, sorry. Green tea? Not now. Not now. Later, yeah? Thank you so much. Da, super. Dobro. Mă bucur că au o salată de vinete cu câteva rodi. O salată de vinete ca acasă. Deci toate sunt orhideele acestea, chiar sunt naturale. Atâta risipă. Într-un fel chiar risipă. Îmi pare rău de aceste floricele, dar într-adevăr arată extraordinar. Și arată o recepție corectă la hotel. Orice detaliu bine pus la punct. Clasă și lux. Bine. Păi n-a... Vin acum, el văd. Mi-a zis, vii, ele... Bă, vreau să vină repede și nu apăs pe butoane așa să aștept, da? Ori suntem în epoca vitezei, ori nu mai suntem. Se poate? Ha! Bau! Bau! Să nu mă duci acolo sus, că mie mi-e frică la 61. Mă frica. Mergem doar la 21. Eu sunt convins că acești oameni au știut că noi suntem români. Este a doua zi în care geanta asta e aici în fața ușii la vecinul meu. Nu mi se pare corect să fiu testat chiar așa. Nu mi se pare corect. Deloc corect. Nici nu e cald afară. Nici nu e umiditate din nou. Aceasta este o imagine corectă de Dubai.
Și așa arată un hotel de lux, unde în jurul vostru sunt arabi, mulți dintre ei și aici, oameni blindați de bani. Nu ca în alte părți, plin de indieni, pakistanezi și alte nații. E o mare diferență. Repet, nu sufăr de mine, am primit gratuit, datorită soției mele care lucrează în cadrul medical. Un gest extraordinar din partea guvernului Emiratelor Arabe. Asta înseamnă omenie și respect față de oamenii care au grijă de sănătatea lor. Tot respectul. Cum vedeți, toată lumea, absolut toată lumea e fraieră și poartă măști, respectă reguli. Cam asta este. Thank you. Bine că e copacul ăsta în sală, că nu puteam să mă antrenez. Fără copac în sală, n-aveam cum. Cum arată gantele astea, cum sclipesc, incredibil. Curățenie aici. Incredibil. Aici e altă sală. Priveliștea din sală. Știam despre acest arbore în incinta sălii. Mă uitasem pe site. Frumos, foarte frumos. Deci îl vedem pe Toti. Frumos. Cochetă, micuță, dar cochetă. Și are și tot ce îi trebuie. Să dăm drumul la treabă, zic. Așa funcționează acest aparat pentru abdomen. Sunt sigur că mulți dintre voi ați mai văzut, dar unii nu. Technogym, nu cred că e ultima generație, dar printre ultimele oricum. După cum vedeți, toate aparatele au ecran digital. Absolut toate. Frumos.
oamenii nu vor să iasă în poze. Yes. Thanks. Păi ce-am făcut, mă, când să mă... Când m-am încălzit și eu, acum sterilizează omul, e ora lui de sterilizare aici. Da, deci ne-a spus să ieșim. Sanitizing time. Asta e, tocmai când vreau să... Acum atrăgea mai tare. Mai puteam de oboseală. Mai eu de tractorist, bă, asta. E de la ei. Nu putem vreau avea pretenții chiar cam de la toți așa, sunt toți care au bani, au și gusturi. Nu că gusturile noastre ar fi absolute sau să zicem perfecte, dar unii sunt absolut groaznici. Nu contează, n-am venit aici pentru ei, n-am venit să critic. Dar n-ai cum să nu observi. N-ai cum să observi. Nu au unii bani și nu știu ce să facă cu ei. Super priveliște. Prețurile... Relativ ok, să zicem. Depinde întotdeauna cu... Întotdeauna depinde cu ce comparăm, da? Deci cum ar veni, aveți acolo Pepsi, da? 30 de roni în banii noștri, aproximativ. Da? Pepsi, tonic water sau mai știu eu ce. E mult, dacă stăm să ne gândim, da? Prețul de Dubai, în centru, hotel 5 stele. Da. Să mergem în să mergem după soție, zic. Să nu ție cine o vrea. Să țin eu. De asta. Și asta înțeleg eu din termenul soție. Acta pot. Priveliștea este unică, zic. Nu cred că pot să mai ai în fața ochilor asemenea clădiri și asemenea lux. Mulțumim încă o dată guvernului partidului. Mulțumim guvernului UAE. Pentru gestul făcut, pentru această doamnă, cadru medical, într-un spital, de, un spital privat. Un gest care la noi, din păcate, în România, mă refer, nu va fi, nu va exista niciodată. Sper să n-am dreptate, dar la cât se fură în România, nu cred că vor exista fonduri pentru cadrele medicale vreodată. Trist, dar na, tristul ăla adevăr. Îți vezi? Get your back.
Deci încă o dată mulțumiri Guvernului Emiratelor Arabe Unite. Tot respectul. N-ai cum, ești nebun? Așa, mă, poză de poză. Dar nu știu care e dinozaurul, cel din interiorul colacului sau colacul în sine? Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Priveliște de vis. Trebuie să-mi iau și eu un colac de-al. Clar. Aici e lounge-ul, Gillard. Ați văzut aseară, ați văzut imagini de aseară, înregistrate de către mine, cu tipa cu vioara. Și acum mergem să vă mai arăt o dată spectacolul de la fântâni, care este impresionant. De fapt, cel mai mare spectacol de fântâni din lume. În fața celui mai mare turn din lume. Burj Khalifa. Știu că mulți dintre voi cunoașteți, vă spun pentru cei care nu cunosc încă. Lateral se strângă cei care vor să vadă spectacolul. Observați distanțarea socială. Regulamentară, nu ca la mama aia. Ăștia nu-și permit așa ceva. Aici e una dintre intrările în mall, unde se iese pentru a vedea spectacolul de la fântâni. Unul dintre cele mai mari mall-uri din lume. N-ai cum, într-o zi nu ai cum să vizitezi tot. E absolut imposibil. Oricât de mult v-ați grăbi. Adres hotel. Palace Residence. Aici, în perioada Revelionului, în toată zona de altfel, este extrem de greu de găsit o cameră liberă, de închiriat. Aici nu vreau să-mi imaginez, încă nu știu scorurile, nu știu
cât costă să închiriezi. Oricum sunt foarte mulți bogați care aici locuiesc. De asta se numește rezidențe. E Palace Hotel and Residence. E, din ce am înțeles, e un lux extraordinar. Și în interiorul acestor clădiri. Extrem de frumos și greu, în același timp greu de imaginat câți bani pot avea unii. Câte taxe ar trebui să plătească unii și s-au relocat pe aici afaceriști. După cum bine știți, sau dacă nu știți, vă spun eu acum așa în mare, aici au fost, TVA-ul a fost 0% și acum e 5%, deci TVA-ul, gândiți-vă cât e la voi. Și cei care primesc salariu nu plătesc absolut nicio taxă la stat. E adevărat că nu ai nici pensie, nu există sistem de pensie aici, în Emiratele Arabe, cel puțin în Dubai, sigur nu. Dar pensie poți să-ți faci privată, nu e niciun fel de problemă. Ideea e că iei toți banii în mână, nu plătești absolut nimic. Nu plătești taxa de șmecherie, cum e în alte țări. Vor să facă un sistem de pensii, din ce am înțeles, din cauza faptului că sunt foarte mulți care pleacă de aici. Pentru că sunt foarte mulți care, mai ales în perioada asta, foarte mulți care au rămas fără job, sunt în imposibilitatea de a-și plăti chiriile. Chiriile sunt foarte mari aici. Și da, vor să atragă lumea aici, lumea cu bani. Lumea care are business. Se vor plăti probabil niște taxe, dar vor sta și la... vor avea o liniște, știind că vor să aibă pensii. Deocamdată nu au pensii aici. Niciun fel de... Na, aici e Gillard. E un lounge super mișto, mâncare super bună. Ca idee, ca să intrați aici, e greu de găsit masă. Chiar și în sezonul în care suntem, deci în low season, în lumea nu prea se îmbulzește. Ca idee, trebuie să consum de minim 400 de dirham, ceea ce înseamnă cam 100 de euro, altfel n-ai cum să intri. Ești din aia 100 de euro, consum tu ce vrei, băutură, mâncare, nu contează. Dar e minimum spend, 100 de euro. Nu știu dacă se merită, sunt mulți bani într-adevăr, dar comparativ cu ceea ce e prin Ibița, Saint-Tropez, Monaco, nu e extrem de scump. Pentru omul de rând, într-adevăr, este scump. Avem aici și, o să vedeți pe stânga cum merg înainte, o tipă care a fost la pescuit. Nu pe vreo baltă din România. Vin la pescuit oameni cu cașcaval. Cred că ați văzut-o pe stânga acolo. Mai devreme era singură, acum nu mai. Ieri la fel. Sunt acele domnișoare care sunt plecate ierusoaică, că am stat pe lângă împreună cu soția și am auzit accentul. Dacă era româncă, nu-mi permiteam să filmez, că nu se știe niciodată și nu aș vrea să fiu dat în judecată. Aici v-am spus și vă repet, nu ai voie să filmez pe nimeni. Nu e ca în România, libertate așa. Peste tot, cum vrem noi. Da, e genul de domnișoară, ca să continui ideea, ai căror părinți și prieteni știu că lucrează în... Da, ea este. Lucrează în supermarket. Într-un supermarket în altă țară, știți? Și își face poze pe la hoteluri pentru că au prietene cu bani
În niciun caz nu ies cu genul ăsta de bizoni cu plete pe spate. Știți? Sunt exact fetele acelea care apar în poze pe Instagram neînsoțite și în poze cât se poate de sexy. Da, e mult de bârfit, dar trebuie să avem și limite. Până la urmă fiecare face cât poate și ce poate. Viața e greu, unii are și pistol. Vorba aia, da? Bye bye, am plecat. Mi-a plăcut.